Binecuvântat să fie Domnul! Dorim și astăzi, la lecția a patra din tematica Părinții creștini, responsabilitățile specifice tatălui și mamei, să avem parte de harul Domnului, dar în mod deosebit cei care sunt părinți, să pot avea lumină și har de la Domnul. Privind în familie, responsabilitatea celor doi este comună. Ei sunt asociați la actul creșterii copiilor, astfel, într-un caz particular din Cartea Judecător, capitolul 13, avem o expresie ce folosește pluralul, versetul 12, când Manoah întreabă: ce va trebui să păzim cu privire la copil și ce va fi de făcut? O întrebare care merită să-și o pună părinții. Dar există și responsabilități specifice, adică ce revine lui Manoah și cum tot aici este scris în versetul următor, Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah ce revine soției lui când a zis: femeia să se ferească de tot ce i-am spus. Aceste responsabilități cuprind întreaga perioadă a relației părinte-copil și toate domeniile de educație, atât în ce privește munca, cunoașterea ei, și tata și respectiv mama au toată viața de făcut ceva cu privire la copii. Iată ce este scris în Isaia, capitolul 38, unde împăratul Ezechia, cel căruia Domnul i-a spus la un moment dat să-și pună casa în rânduială, zicea, versetul 19, Tatăl face cunoscut copiilor săi credincioșia ta. Și a văzut responsabilitatea lui de bărbat. Și Pavel surprinde un aspect a relației tată, în mod special fiu, când scrie în Filipeni, capitolul 2, versetul 22, despre relația sa cu Timotei: știți râvna lui încercată cum, ca un copil cu tatăl lui, a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Sau ne-am putea aminti de Zebedei și fiii lui care lucrau împreună. Este timpul de ucenicie, vremea în care părinții se ocupă de copii și învață. Aș mai adăuga încă un verset introductiv din Proverbele lui Solomon, capitolul 31, unde referința este la mame. Cele scrise aici sunt reținute de Lemuel când și-amintea de mama lui și de cuvintele ce îi le spunea. Învățătura pe care o da mama sa: ce să spun, fiule? Ce să spun, fiul trupului meu? Ce să spun, fiule, rodul jurinților mele? Deci o mamă care se întreabă ea mai întâi ce s-ar cuveni să-mi învăț copilul, ce să-i explic. Nu doar așa să spunem, că de spus multe ne vin în minte. Dar ce are valoare ceea ce un copil poate să primească? Pentru că sunt copii, în mod special când cresc mai mari, care pot să torn, că-i pus capacul. Totul curge pe alături, dacă nu primește. Ea zice în continuare aici, sfătuindu-l, desigur, ca pe unul ajuns la maturitate: nu-ți da femeilor vlaga și dezmierdările de la celor ce pierd pe împărați. Nu se cade împăraților lemuile, nu se cade împăraților să bea vin, nici voi vozile să umblit pe băuturi tare, că nu cumva bând să uite legea să calce drepte tuturor celor nerociți. Versetul 8 și 9, deschideți gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiți, deschideți gura, judecă cu dreptate și apără pe cel nenorocit și pe cel lipsit. Deci iată că poate prins sau deja ajuns împărat, mama sa nu contenea să-l sfătuiască, potrivit cu nevoile lui de relaționare față de femei, că împărații își permiteau să aibă mai multe, față de supuși în exercitarea funcției lui de rege. Dar să privim pe rând responsabilitățile tatălui și apoi ale mamei. Și când mă refer la tați, cu siguranță că vor fi și mamele atente, nu neapărat să judece soții,
și să-i poată ajuta sau să-i poată sesiza atunci când este nevoie ca să facă ceva în rolul bărbatului sau al tatălui, mai exact. Bărbatul are responsabilități față de Dumnezeu și față de familie. Adică responsabilități față de forul ierarhic superior și față de subordonați. El trebuie să se subordoneze voii și planurilor lui Dumnezeu și să solicite ajutorul Domnului, căci Domnul este capul bărbatului, în cadrul familiei, capul tatălui. Dacă în perioada patriarhală, de exemplu, cel care conducea întregul clan era părintele cel mai în vârstă, să nu uităm că Dumnezeu este numit tatăl lui Avram sau al lui Adam de la început. În Genesa 5 este scris că fiecare a fost după chipul tatălui său, iar în genealogiile din Noul Testament ale Domnului Iisus se merge în urmă până când la Adam, fiul lui Dumnezeu. Deci oricum, dacă ai lua-o așa, Dumnezeu ne-a creat pe noi ca oameni, El este bunicul cel mai mare, în deplină autoritate. Deci, în mod normal, orice bărbat are ca prim tată la rândul lui pe Dumnezeu. Apostolul Pavel scria în 1 Corinteni 11, versetul 3, astfel. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat. Că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Această organigramă trebuie să fie în mintea bărbatului. Că altfel, ori face pe șeful, ori nu își înțelege suficient rolul. Deci el este dator față de Dumnezeu să-l asculte și față de familie să o îngrijească. Capul este dator să îngrijească de trup. Ca și o primă responsabilitate a bărbatului în această structură, el trebuie să îngrijească de mama copiilor. Vorba aceea, cel mai mare dar pe care poate să-l facă un tată copiilor săi este să aibă grijă de mama lor. Să ține cont dacă soția lui este într-o perioadă de sarcină, dacă copilul este în perioada alăptării sau mai târziu, bărbatul este dator să se asigure că nevasta lui știe să-și educe copiii. Și dacă nu-i dator să o învețe ca să educe copiii lui, a lor. De asemenea, tot bărbatul este dator să vadă dacă pe soția lui, deci pe mamă, o ascultă copiii. Pentru că surorile pierd mai ușor controlul copiilor, și dacă ele vor spune în ultimă instanță, cum spunea o soră, lasă că vine tatăl tău. Și tata când vine, nu mai verifică să vadă ce s-a întâmplat și copiii vor sesiza asta, este vinovăția lui că a scăpat lucrurile de sub control. Iată ce răspundea Iacov, citesc din Genesa 32, versetul 11, când s-a motivat prin a rămâne la pas cu turma și nu numai, împreună cu copiii. El se roagă înaintea lui Dumnezeu astfel: izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el, ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Un bărbat care îngrijește de mamă și de copii. El a zis, 33 cu 13, Domnul meu vede că copiii sunt micșori și că am vaci fătate. Deci dacă și de animale, ținea cont în ce perioadă se află. Că dacă sunt viței mai mari, poți să-i trimiți pe toți în cereadă. Dar dacă sunt mici, la fel. Și cu soțiile. Deci în funcție de vârstă și de atitudinea de implementare a învățăturilor în familie. Apostolul Pavel spune la rândul lui, vorbind despre cele din familie, Efeseni capitolul 5 și rolul bărbatului, versetul
28, tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele. Cum? Ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui și îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserică. Deci, iată, bărbatul trebuie să-și hrănească, să-și îngrijească cu drag soția și copiii, așa după cum și Domnul face în raport cu noi. Și tot aici putem încadra Coloseni, capitolul 3, versetul 19. Stimați bărbați, știți prea bine cum se comportă o femeie, pentru că așa a fost creată. Plânge mai ușor, se necăjește mai ușor, se și bucură mai repede, poate. Are stări care nu ne sunt specifice nouă. Și poate ne vine uneori mai greu să le înțelegem sau să le judecăm după tiparul nostru. Dar Pavel zicea, bărbaților iubiți-vă nevestele și adăuga și nu țineți necas pe ele. Deci chiar dacă o soție greșește, tot bărbatul este dator în familie față de Dumnezeu și față de soție și copii, nu numai să o ierte și să pună toate lucrurile în ordine și pe calea cea bună. În al treilea rând, deci mai întâi bărbatul e dator față de Dumnezeu, apoi față de nevastă și ca tată, trebuie să aibă pasiune și disponibilitate pentru toți copiii. Indiferent că îi seamănă sau nu îi seamănă, că îi plac sau nu îi plac, că-s mici sau mari. Pasiune și disponibilitate. Degeaba ești disponibil dacă n-ai pasiune. Degeaba ai pasiune dacă n-ai vreme. Iată cele scrise în Psalmul 103, în mod concret despre tați. Versetul 13. Cum se îndură un tată de copiii lui. Poate mama se îndură mai ușor. Dar și un tată trebuie să se îndure și să-și continue activitatea cu aceeași pasiune. Chiar dacă sunt situații critice. În cartea Deuteronom, capitolul 11, legea dată prin Moise învăța astfel. Versetele 18 la 22. Puneți-vă dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun, să le legați ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre și să fie ca niște frontare între ochii voștri. Să învățați pe copiii voștri în ele și să le vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Asta înseamnă timp. Să le scrii pe ușorii casei tale, pe porțile tale. Și atunci zilele voastre și zilele copilor voștri în țara pe care Domnul a jurat părinților voștri că le va da vor fi atât de multe cât vor fi zilele cerului deasupra pământului. Căci dacă veți păzi toate aceste porunci pe care vi le dau și dacă le veți împlini, dacă veți iubi pe Domnul Dumnezeul vostru, veți umbla în căile Lui și vă veți alipi de El. Doamne, ajută-ne și nouă! Aș aminti aici un caz din Vechiul Testament, Isaac, cartea Genesa, capitolul 25, care, deși a avut numai doi copii, n-a reușit să fie la fel de dedicat pentru amândoi. A avut o feblețe pe Esau, deși n-a fost un copil bun, dar uneori se scapă tata, că de el vorbim și îl iubește pe unul, că seamănă pe el, că seamănă pe mama lui, că e mai harnic și așa îi place lui, că știe să cânte și el de asemenea cântăreț, găsește ceva și nu-i tratează pe toți cu aceeași pasiune. Genesa 25:28. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui. Și soția a comis aceeași greșeală în spațiu rămas vacant. Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. De-abia mai târziu, știți ce s-a întâmplat, lucrurile s-au pus în ordine între Isaac și Rebeca și au evoluat potrivit naturii copiilor. Deci este frumos, plăcut, ca un tată, nu doar mama,
să-și facă timp pentru copii. De îndată ce mama îi va lăsa din brațe, mă gândesc la perioada alăptării, tata să fie cu brațele întinse. Apoi când sunt prea grei, măcar de mână să-i țină. Și niciodată să nu-i scape din ochi. Amintiți-vă de o pildă spusă de Domnul când un bărbat rămas fără pâine într-o seară s-a dus la un prieten al lui și din casă i s-a răspuns: copiii mei sunt cu mine în pat. Poate că nu se culca înainte de a fi copii acasă. Cel puțin înțeleg din cele spuse împlinirea celor din Deuteronom. Să vorbești despre legi copiilor când te culci. Cred că în seara aia le-a vorbit. Să ne ajute Domnul și nouă. Ca și exemple aș aminti două exemple negative și două exemple pozitive. În Biblie sunt tați criticați pentru că și-au împlinit numai parțial datoria. De exemplu, Eli, despre care citesc din 1 Samuel, capitolul 2, versetele 29 și 30, a avut dragoste de ordin material pentru copiii săi. A vrut ca ei să aibă, legal sau ilegal, pe drept sau pe nedrept. Dar arăta dispreț față de Dumnezeu. Și țineți cont ce vă spuneam, un bărbat trebuie să fie atent și față de Dumnezeu și față de familie. Eli a avut grijă de casa lui, dar nu și de voia lui Dumnezeu în casa lui. Citesc cuvintele unui om al lui Dumnezeu, care întreabă din partea Domnului: pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele care am poruncit să se facă în locașul meu? Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine? Ca să vă îngrășați din cele întâi roade luate în toate darurile poporului meu Israel. De aceea iată ce zice Domnul Dumnezeu lui Israel: spusesem că și casa ta și casa tatălui tău au să umble totdeauna înaintea mea. Și acum zice Domnul: departe de mine lucrul acesta, căci voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Atenție, taților! Iubiți-vă copiii, dar iubiți-i în voia lui Dumnezeu. Căci altfel, știți ce s-a ales de copiii lui Eli? Au murit în floarea vârstei. Așa, mâncau bine, se îngrășau, că au avut pâine bună, cu carne, cu grija tatălui, dar n-au avut respect față de Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a lovit și bătrânul Eli a murit în durere. Să învățăm din toate acestea și dacă avem copii care slujesc sau în diferitele activități ale vieții, să ținem la copii, dar nu încălcând poruncile care vin de la Domnul, care ne învață cum să procedăm cu copiii noștri. Un alt tată care este criticat de Scripturi, deși este un personaj plăcut Domnului, totuși la capitolul acesta a avut de suferit pentru că nu și-a împlinit datoria pe deplin. Citim din 1 Împărați, capitolul 1, versetul 5 și 6, despre David, care probabil l-a educat pe Adonia, dar n-a folosit mustrarea. Sunt unii tați care am auzit mărturia cuiva care spunea: eu să-mi bag copiii mei, Doamne ferește! Adică îi învață, dar nu îi disciplinează. Mi-amintesc din vremea când eram la școală că nu departe locuia un coleg care făcea cam multe năzbâtii și învățătoarea sau noi colegii îl mai sesizam la mamă sa, până când ne-am dat seama că mamă sa era în stare să ne bată pe noi dacă sesizam ceva că-și copilul ei a greșit. Zice aici despre David astfel: Adonia, fiul Haghitei, s-a sumețit până acolo încât a zis: eu voi fi împărat, și a pregătit cară și călărește 50 de oameni care alergau înaintea lui. Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viața lui, zicând: pentru ce faci așa? Adonia de altfel era foarte frumos la chip și se născuse după Absalom. Păi vă rog să vă gândiți cu ce aer o crescut Adonia. Fiul regelui, tata nu i-a zis niciodată: taci din gură și tu copile, sau lasă, vezi care e voia Domnului.
Normal, vorba românească, dă-i nas lui Ivan că se urcă pe divan. Și în urmă, ce se întâmplă? Numai rău. Pentru că zice înțelept un proverb că și copiii trebuie crescuți în învățătura și mustrarea, care este calea vieții. Și Apostolul Pavel la fel interpretează porunca când scrie în Efeseni capitolul 6. În Biblie sunt și tați lăudați pentru activitatea lor, adică cei care au depus un efort întreg în slujba de părinte. Noi, de exemplu, este un tată despre care citim în Genesa 7:1 că a reușit să-și salveze, în cazul nostru, să ne mântuim familiile. Țineți cont că atunci au murit toți părinții și copiii deopotrivă. Adică atâți părinți din vremea aceea n-au reușit să salveze nici pe ei, nici copiilor. Noi s-a salvat pe sine și băieții lui, deși erau căsătoriți. Domnul a zis lui Noe, intră în corabie, tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni. Dintr-o viață cu sute de ani cât se tăia atunci, câte cărți ar fi putut scrie din viața lui Noe? Nu avem detalii, doar pe scurt. Noe a reușit să-și convingă copiii, s-au căsătorit cu așa fete care au acceptat. Nu știu exact cum a pus problemele, ce a făcut, ce n-a făcut, știu doar că a ieșit bine. Cum nici din viața multor familii n-avem noi detalii. La urma urmei, în concluzie, putem spune a fost bine sau n-a fost bine. Finalul dovedește lucrarea fiecăruia. Mai târziu a avut și noi greșeala lui și o greșeală a costat. Știți când a băut? S-a răsfrânt nenorocirea și asupra fiului său prin însăși blestemul tatălui său. Pentru că rămânând la noi ar trebui și copiii să acopere greșelile părinților. După cum și un tată se îndură de copiii lui, mai cu seamă când copiii cresc mai mari, trebuie să înțeleagă că și părinții sunt numai oameni și să se îngăduiască unii pe alții. Un alt tată lăudat, tot din cartea Genesa, este Avram, despre care citim în Genesa 18, versetul 19, că a reușit să lase o moștenire întreagă pentru urmașii ce l-au ascultat, pentru Isaac și neamul binecuvântat. Despre el Domnul a zis că eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Deci iată un tată care s-a putut raporta corect la Dumnezeu, la voia lui și la implementarea poruncilor sfinte în casa lui. În Genesa 26, Dumnezeu vorbește cu fiul său Isaac și îi laudă tata pe Avram, versetul 4 și 5. Îi zice mai întâi lui Isaac, îți voi mulți sămânța ca stelele cerului, voi da seminții tale toate ținuturile acestea și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta ca răsplată, pentru că Avram, tatăl tău, a ascultat de porunca mea și a păzit ce am cerut, a păzit poruncile mele, orânduirile mele și legile mele. Pentru că, în mod natural, un tată care e pocăit poate să-și ajute copiii să fie și ei pocăiți. Dar dacă nu, cam greu. Undeva la o capelă cu mai multe spații, a început slujba de mormântare la un tată ce a lăsat în urmă, printre alții, un copil de vreo 10-11 ani și parohul respectiv a început să-l laude, cum se mai întâmplă, robul Domnului. Copilașul acesta, cum sunt copiii mai sinceri, s-a apropiat de mama și a zis, vezi că nu ne-am pus bine, nu cred că e tata în sicriu. Mama, ce de ce? N-auzi ce bine zice preotul despre el, nu poate fi vorba de tata. Dragii mei, dacă și copiii își dau seama când e tata de lăudat sau nu, nu poate Dumnezeu să facă o evaluare corectă? Nu știu dacă am fost întru totul de lăudat până acum, eu nu mă consider un tată desăvârșit. Dar să ne ajute Domnul de acum să fim mai buni.
să ne putem preocupa mai mult de copiii pe care Domnul ne-a dat. Trec la responsabilitățile mamei și ele sunt în primul rând față de cap, față de soț și prin el de Dumnezeu și apoi față de copii. În primul rând, atașamentul și provocarea copiilor să asculte de tați și de Dumnezeu va crea un climat de ordine, de pace și siguranță în cămin. Când o mamă, ca o regină, nu se subordonează regelui, în imperiul acela nu va fi pace și liniște. E ca și cum ar fi o tentativă de puci, de lovitură, de stat. De aceea zice foarte clar în Tit, capitolul 2, versetele 3 la 5, și ferice de surorile acelea care vor înțelege că Scriptura e desăvârșită și ce e scris e bun și e pentru noi. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine. Ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii. Deci iată cum întâi le arată responsabilitatea față de bărbat și apoi față de copii. Să nu creadă vreo mamă că iubindu-și copiii și neiubindu-și bărbatul își face datoria de mamă. Distruge autoritatea din familie. În continuare zice să fie cumpătate cu viața curată, să-și vadă treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Din nefericire sunt mame care, fiindcă n-au relație prea bună cu soții, încearcă să se dăruiască totalmente copiilor. Este o împlinire de maxim jumătate. Am văzut situații în care femeia nu s-a subordonat bărbatului, dar a încercat să-și adune copiii în jurul ei la gândul că o ascultă. Atât au ascultat-o cât au ascultat și ea de bărbat. Și când au fost mai mari, și-au făcut de cap. Aici aș aminti ca exemplu pe Elisabeta, caz prezentat în Luca capitolul 1, versetele 59 la 63. Știți, soțul ei, Zaharia, a fost mut pentru o vreme, și au venit rudenile, cum se mai întâmplă și în vremea noastră, că atât de mulți sunt sfătoși și se pricep să se amestece în lucrurile altuia. Când a născut, zice aici că vecinii și rudenile au zis că Domnul a arătat mare îndurare față de ea, s-au bucurat împreună cu ea, dar era să lase cu scandal bucuria aceea. În ziua 8 au venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia după numele tatălui său. Dar mama lui a luat cuvântul și a zis, nu, ce are să se cheme Ioan. Ei au zis, nimeni din rudenii tale nu poartă numele acesta. Și au început să facă semne tatălui său ca să știe cum ar vrea să-i pună numele. Zaharia a cerut o tăbliță de scris și a scris zicând, numele lui este Ioan. Și toți s-au minunat. S-au minunat că a vorbit în primul rând. Dar eu zic că e la fel de mare minunea că Elisabeta a ascultat de Ioan și Ioan de Îngerul Domnului. Atunci o femeie este bună să fie mamă când știe să spună copiilor să asculte de tată și de Dumnezeu. Să nu se vorbească de rău cuvântul Domnului, să fie supus. De aici pleacă modelul de mamă. Prin gesturile sale, prin atitudinea ei, învață copiii să se supună. Apoi, surorile, prin felul specific în care au fost create, mamele, femeia, au o comunicare ce noi bărbații nu avem. Comunicarea maternă este o înzestrare divină specială, verbală și non-verbală. Asta de la atingeri și sărutări până la disciplină. Dar toate acestea trebuie făcute cu pasiune și cu credință în orice perioadă a vieții copilului. Mama trebuie să rămână mamă. Iată câteva versete din Scriptură care evidențiază spiritul feminin. 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 7. Aici este vorba despre o doică. Înseamnă că mama trebuie să fie superioară.
Doi, ce este specifice doar feminitatea, dar unei mame trebuie să fie specifică și alte calități materne. Dimpotrivă ne-am arătat blânzi, face o comparație apostolul, în mijlocul vostru, ca o doică ce își crește cu drag copiii. O femeie este mai fină decât un bărbat. Copilașii simt asta. Brațele mamei sunt mai dulci. De aceea, toate aceste gesturi, înainte de a învăța copilul să vorbească, mângâierile, sărutările, ce ar fi dacă o mamă ar contabiliza de câte ori sărută pe un copilaș până crește? Ar trebui multe fișe unde să se noteze toate acestea. Și pe parcurs ce crește, mama are un volum de cuvinte mai bogat decât tata și are pasiune să-i spună copilului, să-l învețe. Înțelept un proverb scria, citesc din 29 cu 15 și vreau să pun aceasta în dreptul mamelor. Nu iau așa certarea, dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. În primul rând tata să nu-l lase de capul lui, dar nici mama, că va avea rușine și, cum zice tot înțeleptul, multă întristare. Pentru asta trebuie să-l dojenească. Poate tata este mai obosit și nici nu-i bine să îl raportezi pe copilul la tata când e nervos, că s-ar putea în așa fel să-l bată încât tu care l-ai raportat să intervii să-l scape acum, că inima ta de mamă nu te lasă să suporți o asemenea pedeapsă dură. Așa că vezi cum îl cer și în mâna cui rămâne nuiaua. Tot în Proverbe scrie în 31, versetul 2, ce să spun, fiule, ce să spun, fiul trupului meu, ce să spun, fiule, rodul juruinților mele. Deci, faptul că o mamă a păstrat în pântecele ei un copilaș și a suferit, o califică într-un mod superior față de tată să se ocupe de copil. Tata îl iubește că din sângele lui, din coapsele lui, că e dator, dar tata n-a suferit ce a suferit mama pentru copil. Un tată nu poate să spună ce să spun fiul trupului meu. Vorba unui copilaș de 5 ani a zis, pe mama o cred, dar pe tine nici nu te înțeleg prea bine de ce mi-ești tată. Pentru că este un specific feminin care o face să-și joace rolul după felul cum i-a fost dat de Domnul. Și tot aici scrie, de la versetul 28, peste ani, fie se scoală și o numesc fericită, bărbatul îi se scoală și îi aduce laude zicând, multe fete au purtare cinstit, dar tu le întrești pe toate. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei, s-o laude la porțile cetății. Munca unei femei, pe lângă ce se face în gospodărie, strict relația cu copiii ei, este enorm de valoroasă. Să luăm acum și câteva exemple din Biblie, rele sau bune. Am văzut că mamele rele n-au avut decât interese umane. Și Izabela, cât era de păcătoasă, ținea la bărbatul ei și alte mame. Cât ar fi de rele, la copiilor țin, dar asta nu înseamnă că și-au făcut datoria. Pentru că sunt aspecte spirituale care sunt mult mai importante decât a-ți îngriji copilul de la alăptare și până la a-l face inginer. E nevoie de educație spirituală, de o cultură, un caracter moral. Ca exemple negative, amintesc din Cartea 2 Împărați, capitolul 24, pe Nehușta, mama lui Ioachin, pe care am numit-o potrivit profeției lui Ezechiel, o leoaică cu puiul ei. Are o pildă profetul în care zice, ce era mamă ta? O leoaică. Dar de pui a avut grijă. Dar ce l-a învățat? Să mânce oameni.
A fost prinsă și leoaica și puiuțul și au fost duși nu la grădina zoologică, au fost duși în închisoare, mama cu fiul. Iată ce este scris așadar în 2 Împărați, capitolul 24, versetele 8 la 12. Ioachim avea 18 ani când a ajuns împărat și a domnit 3 luni. Mama sa se numea Nehușta, fata lui Natan din Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, tocmai cum făcuse tatăl său, deci nu numai mama a fost divină. În vremea aceea, slujitorul Nebucadnețar, împăratul Babilonului, s-a osuit împotriva Ierusalimului și cetatea a fost împresurată. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit înaintea cetății pe când o împresurau slujitorii lui. Atunci Ioachim, împăratul Iuda, s-a dus la împăratul Babilonului cu mama sa, cu slujitorii, căpetenii și dregătorii lui și împăratul Babilonului l-a luat prins în al 8-lea an al domniei lui și a petrecut mulți ani în închisoare. De fapt, cea mai mare parte a vieții lui. Un alt exemplu de mamă rea întâlnim în Marcu, capitolul 6, versetele 18 la 28. Irodiada, ea era legată de soțul ei. Istoria ne spune că atunci când acest Irod s-a dus la Roma ca să fie promovat și el rege, a fost prins și deportat. Și ea, fiindcă era rudenie cu un alt rege din vremea aceea, a fost lăsată liberă. Dar ea a spus imperatorului, fiindcă am fost cu el în zile bune, vreau să fiu cu el și în zile rele. Și a acceptat să fie deportată cu bărbatul ei. Deci a spune că a avut și ea atașament față de familie, față de fata ei. A reușit să o țină aproape. Fata, când a putea să ceară până la jumătate de împărăție, s-a dus să vorbească cu mama sa. Numai că mama sa a învățat-o potrivit cu natura ei. Citesc Marcu, capitolul 6, pentru a evidenția această înclinație negativă la mamă și fică. O mamă imorală cu o fică imorală. Și Ioan zicea lui Irod, nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Irodiada avea necas pe Ioan și vrea să-l omoare, dar nu putea. Și cum știți, evenimentul s-a folosit de fica ei. Putea atunci să se aranjeze pentru toată viața sau să își dorească altceva. Dar a mutilat poate pentru totdeauna conștiința fetei ei. Sunt părinți care în pornirea lor firească zdrobesc conștiința copiilor lor și fac părtași la păcatele lor. Domnul să ne păzească de așa ceva, ca să nu fim părinți răi. Cu vremea și copiii ne vor condamna și ei se sizează, pentru că instinctul de bine și rău este semănat în ei de la naștere. Așa s-a întâmplat într-un caz când într-o adunare se vorbea cum ar fi la o lecție despre familie. Cineva spunea despre mamele care nu-și fac datoria și în loc se ocupe de copii, stau la povești pe stradă și pun la cale lucruri mârșave, poate pruncucideri sau altele. Și s-a apropiat de urechea mamei fetița și a întrebat-o, mamă, de tine vorbește predicatorul. Nu știa cazul acela, dar de mame ca acelea. Însă Biblia prezintă și mame bune, care au avut dorința și rugăciunea, nu numai dorința, că orice mamă își dorește, dar trebuie și efortul să fie pe măsură, de o viață, de a avea copii spirituali. Amintesc aici pe Iochebed, mama lui Moise, care este numit de atâtea ori în Scriptură omul lui Dumnezeu. Asta trebuie să fie dorința supremă a unei mame, copilul ei să fie numit omul lui Dumnezeu. Exod 2:9 scrie astfel. Fata lui Faraon i-a zis, ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a alăptat. De ce? Fiindcă a vrut să joace rolul de mamă. A fost stânjenită oarecum și n-a putut să facă poate tot ce și-a dorit pentru copil. Cum poate și mamele, își văd copiii, merg la grădiniță, la școală, nu-i tot timpul în brațele tale și în fața ta. Dar ce poți? Femeia aceasta de la nașterea copilului a acționat cu credință și nu știu exact cât a trăit și cu ce speranțe a murit, dar viața asta se continuă în veșnicii. Și cred că
mama lui Moise, pentru ceea ce a făcut, va avea o răsplată binevenită de la Domnul. Să nu uităm că am avut încă un Aron și din el a ieșit un bărbat de seamă. Și Maria a fost o prorociță. Deci iată că sunt motive suficiente să credem că a fost o mamă ce și-a făcut datoria. Un alt exemplu îl avem în Noul Testament în persoana lui Eunice, mama lui Timotei, care și el este numit omul lui Dumnezeu. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 11, Pavel îi scrie, iar tu, om al lui Dumnezeu. Adică noi naștem oameni după chipul și asemănarea noastră, dar dacă reușim să le dăm orientare spre Dumnezeu, ei nu vor semăna numai pe noi, ci vor semăna pe Dumnezeu. Și atunci, ca părinte, înseamnă că ai fost asociat cu Dumnezeu în actul creșterii copiilor. Iar în 2 Timotei, capitolul 1, pe aceeași pagină, scrie în versetul 5 cuvintele lui Pavel, îmi aduc aminte de cărința ta neprefăcută care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine, pentru că scrie tot aici în 3 cu 15, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Asta înseamnă din perioada în care părinții au putut să facă ceva pentru tine, în cazul acesta mama, că tata era grec, probabil avea alte filozofii în minte și era de altă părere. Dar scripturile învățate din copilărie, zice Pavel, pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Deci, noi părinții nu putem da mântuire la copiii noștri? Despre asta vom vorbi într-o altă lecție, ce putem face pentru mântuirea lor. Dar învățându-i scripturile și crescându-i în cele sfinte, astea duc la mântuire, adică îi orientăm, îi îndreptăm pe calea cea bună. Și toate acestea sunt de folos pentru ca omul lui Dumnezeu, se rea expresia, să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Aș spune, comparând lucrurile cu cele de la școală, mama poate să fie cel mult învățătoare. După aceea va fi nevoie de alți profesori, poate la nivel de biserică, va trebui să îl ia Dumnezeu în primire pe fiecare dintre copiii noștri, dar să vă jucați rolul acesta de educatoare mai întâi și apoi de învățătoare. Așadar, revenind la tați și mame, cei doi sunt un singur trup la procreere, dar și la educație. Deși au funcții distincte, specifice, ei trebuie să colaboreze strâns unul cu celălalt. Iată două versete pentru tați și mame foarte bogate. Pentru tați mai întâi, 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 11, Pavel scria, știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adevăream. Rol de tată. Sfătuire, mângâiere, adeverire, adică tata fixează principiile. Iată și rolul mamei, 1 Timotei 2 cu 15. Totuși, adică femeia va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruiesc cu smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie. Eu cred că stăruința este mai specifică femeii decât bărbatului. În prim plan, în anii copilăriei, stăruință și astfel v-ați împlinit datoria. Dacă veți face așa, tați și mame, veți avea bucurie, care este o răsplată, avans pentru munca de părinte. Dacă nu, putem avea mâhnire, care este o durere și nu ne-o poate lua nimeni. Degeaba îi spune cineva la un părinte, nu te necăji. E nonsens. S-ar putea să vedem copiii noștri pe o cale mai bună mai târziu. Atunci bucuria întârzie, se arată de-abia atunci. Vă rog să vă gândiți că și Dumnezeu trăiește aceste sentimente. Când se pocăiește un om, se bucură. Dar totodată în Scriptură e scris că atunci când oamenii sunt răi, Dumnezeu se mâhnește. Pentru că El este Marele Părinte. Și noi îi semănăm prin felul în care am fost creați. Nu poți să te bucuri de ceva ce este rău. Gândiți-vă la tatăl fiului ispitor, descris în Luca 15, care cu siguranță s-a mâhnit, dar când fiul s-a întors acasă, s-a bucurat.
într-un mod neînțeles de fratele celui în cauză, pentru că și părinții au simțurile lor care vor fi înțelese de copiii lor când și ei la rândul lor vor fi copii. Până atunci înțeleg ce înțeleg sau nu înțeleg. Iată ce zice înțeleptul în privința bucuriei sau a mâhnirii, Proverbe 10 cu 1, un fiu înțelept este bucuria tatălui său, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. 17 cu 21, cine dă naștere unui nebun va avea întristare și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. De aceea să ne luptăm să ne facem datoria și Domnul să ne întârzie cu bucurie. Dacă este cineva mâhnit și astăzi n-a avut parte de bucurie, măcar pe mâine să rânduie Domnul și lui bucurie. Pentru ca, măcar în final, vorba noastră, mai bine mai târziu decât niciodată, să putem să ne bucurăm de răsplata noastră aici pe pământ și apoi pentru eternitate, noi și copiii noștri să fim mântuiți și pentru toate Domnul să fie slăvit. Amin.